trăiesc prin oamenii care le dau viață, iar oamenii gravează istoria lucrurilor. Profesorul George Nichifor ne vorbește despre oameni și despre o altfel de istorie. În fiecare miercuri la Radio Târgu Jiu, ca să știm de unde venim, altfel despre istorie. Bună ziua, dragi ascultători, altfel despre istorie cu George Nichifor. După o scurtă pauză, iată-ne din nou la acest microfon. Ieri, 23 august 2011, vă amintiți, 23 august 1989, ultima dată când s-a defilat după sistemul comunist? 23 august, ziua națională a României, una dintre zilele naționale ale României, pentru că ele s-au schimbat de-a lungul timpului. 10 mai era o dată, instaurarea monarhiei, 23 august, iată acum, 1 decembrie. S-a vorbit mult, media românească a interpretat momentul 23 august 1944. Sigur, am putea să o facem și noi, dar cum vorbim aici despre o altfel de istorie, am dorit să poposim cumva în Oltenia noastră și să vorbim câte ceva despre al doilea război mondial aici la noi în Oltenia, sigur insistând pe clipele acelea de august 1944, mai cu seamă și datorită faptului că suveranul de atunci al României, Mihai, a trebuit, obligat de împrejurări, să stea o vreme la noi, la Dobrița, într-o retragere strategică, după care a revenit la București și, în fine, peste câțiva ani, mai exact la 30 decembrie 1947, era obligat să abdice. Ne întoarcem însă la ceea ce ne-am propus să discutăm astăzi, cu precizarea că sunt bine cunoscute condițiile în care a intrat România în al doilea război mondial, mai cu seamă acea înțelegere odioasă dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, atunci când României, este vorba de vara anului 1940, României au fost impuse pierderi teritoriale prin dictat sub amenințarea invaziei. La această situație a contribuit și Franța, care, deși semnase tratatul de la Trianon, a continuat să negocieze în secret cu Rusia provincii ale României Mari. A fost vorba, firește, în principal de Basarabia. Pierderea teritorială s-a produs oricum asupra Basarabiei și a nordului Bucovinei prin invazia din 28 iunie 1940. Sprijinite direct de Hitler și încurajate de Stalin, Ungaria și Bulgaria au cerut și ele părți din teritoriul României. Cele două puteri dictatoriale aliate, Germania nazistă și URSS-ul comunist, presând în fiecare zi pentru începerea unor negocieri care vizau de fapt o singură direcție: mutilarea teritorială a României. Tratativele cu Ungaria s-au desfășurat cu intermitențe între 16 și 24 august 1940 la Turnul Severin, aici lângă noi, dar ca urmare a refuzului părții române de a accepta cedarea teritoriului, este vorba de două treimi din Transilvania cu 3 milioane de locuitori, negocierile au eșuat, iar Germania nazistă a organizat, cuvântul este bine ales, dictatul de la Viena din 30 august 1940. La 19 august s-au deschis și tratativele româno-bulgare de la Craiova, care urmau să decidă soarta Dobrogei de Sud, pe care țara noastră a fost nevoită să o cedeze la 7 septembrie 1940. Acolo se află și în prezent renumita stațiune Balcic, Albena, perlele Mării Negre bulgărești din clipa de față. Iată cam
ce am pierdut atunci și nu este vorba de o tentă revizionistă, ci este vorba de o prezentare mai degrabă a ceea ce s-a întâmplat dureros, de altfel, extrem de dureros pentru poporul român în 1940. Să ne întoarcem însă, precizând iarăși că în România, începând cu 6 septembrie 1940, s-a instalat un regim militar naționalist, urmat de un regim dictatorial, militar, de război, până la 23 august 1944, când mareșalul Ion Antonescu a fost arestat și lovitura de palat s-a transformat într-o lovitură de stat militar. Și de ce? Pentru că la 30 august trupele sovietice au ajuns deja la București. În cadrul planificării rezistenței la înaintarea trupelor sovietice, care prevedea înființarea comandamentului general în zona Hațeg, Oltenia primea rolul de zonă de evacuare a mai multor instituții publice, spitale, fabrici, precum și de dispersarea arhivelor și bunurilor și a funcționarilor primăriilor și întreprinderilor comunale. Din punct de vedere militar, încă de la sfârșitul anului 1941, în Oltenia a fost amplasat Corpul 1 Armată, Diviziile 2 Permanentă, 3 și 11 de Infanterie și Brigada 7 Cavalerie, ocupând un spațiu strategic în Oltenia și în vestul Muntenii. Pe parcursul următorilor ani, în Oltenia s-au dus activități militare nebeligerante, constând în concentrări și în instrucție de recruți, în vederea constituirii unei forțe destinate a apărării aliniamentului de pe Valea Prahovei, în ipoteza că inamicul sovietic ar fi pătruns dinspre est. Zonele de concentrare au fost în regiunile Râmnicu-Vâlcea, Slatina, Filiaș-Strehaia și Târgu Jiu-Sibiu. După lovitura de stat de care vă vorbeam, de la 23 august 1944 și pătrunderea trupelor sovietice pe teritoriul Olteniei, s-au dat lupte mai importante, iată, este bine să știm situația de atunci, poate unii dintre cei mai în vârstă își amintesc, doar în sectorul Turnu Severin, în condițiile neconstituirii unui front, ci prin izolarea și capturarea unităților germane din anumite localități de pe teritoriul dintre Olt și Porțile de Fier. Încă din noaptea de 23 spre 24 august, trupele Corpului 1 Teritorial au trecut la capturarea și dezarmarea militarilor germani, care de cele mai multe ori se aflau în mișcare de retragere spre Dunăre. Corpul 1 Teritorial a desfășurat mai multe operațiuni de încercuire, blocând malul de nord al Dunării, între Turnul Măgurele și Turnul Severin, căile de acces pe Valea Jiului, aici la noi, și comunicația București-Pitești-Slatina. La Slatina a fost capturat un post de radiogoniometrie de pe dealul Grădiștea, dar, cum vă spuneam, lupte mai importante s-au desfășurat în zona Turnul Severin-Orșova, în condițiile în care inamicul a transferat trupe pe malul românesc pentru a putea controla evacuarea forțelor sale din Oltenia și a celor care afluiau din est pe Dunăre. Lupte mai grele s-au desfășurat în ziua de 26 august, între orele 6 dimineața și 15, împiedicând constituirea unui baraj sau unui front în zona Cazane și permițând totodată trupelor sovietice să obțină pătrunderea spre Iugoslavia, în vederea joncțiunii cu forțele de rezistență ale armatei iugoslave conduse de Iosif Broz Tito. Apoi, luptele s-au mutat repede în Banat, iar într-un memoriu asupra îndeplinirii de către România a Convenției de Armistițiu, se preciza că trupele române au acționat în județul Mehedinți la Șimian, Hinova și Gura Văii, unde s-au capturat 2900 ofițeri și soldați germani între 26 și 31 august. Încă de la începutul lunii septembrie, trupele sovietice au fost semnalate în diferite localități oltene, cum a fost de exemplu la
băileștii lui Neamărin. Cu începere de la 9 septembrie 1944, de dimineață, de la ora 7, au început să treacă trupe rusești prin localități, spune un memoriu. Peste tot au fost înregistrate jafuri, furându-se mai ales băuturi alcoolice, știm noi bine de ce, dar și animale, autoturisme, bunuri casnice. Apoi, la începutul lunii octombrie, la Craiova s-a instalat un centru provizoriu de concentrare a unei unități NKVD. Cei care nu știu, evoluția serviciilor secrete în URSS s-a realizat prin trei instituții, prima dintre ele CECA, apoi NKVD-ul despre care vă vorbim și, în sfârșit, KGB-ul, serviciile secrete care au rezistat până la căderea comunismului în URSS. Încă de la 6 octombrie 1944, comisarul poporului pentru afacerile interne al URSS-ului, deci ministrul de interne, Beria, am auzit cu toții de el, raporta lui Ive Stalin dislocarea de trupe NKVD la Craiova. Până la 7 octombrie urmau să sosească 2000 de ofițeri și soldați, aflându-se sub comanda lui Serov, locțiitorul comisarului poporului, în vederea organizării de acțiuni cechiste. Iată un alt document care mărturisește despre acest lucru. Ținta principală a acțiunii era de fapt Timișoara. La 9 octombrie, majorul sovietic Mardin Vincheri a fost numit comandant al orașului Craiova, având sarcina de a organiza și supraveghea aprovizionarea forțelor sovietice angajate în luptele din Iugoslavia cu resurse strânse, atenție, de pe teritoriul Olteniei. Alte amănunte despre ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul războiului, dragi ascultători, veți primi de la același prezentator și realizator, Gheorghe Nichifor, după o scurtă pauză muzicală.